Inspectoratul General. Paralel cu asta mai vreau să subliniez că să nu înțeleagă lumea că suntem axați numai pe un aspect, pe partea medicală de urgență. Deja avem o comisie mixtă care lucrează pe dotarea serviciilor de ambulanță și SMURD și înlocuirea ambulanțelor și anul ăsta va fi derulată procedura pentru acordul cadru pentru dotarea serviciilor de ambulanță pe următorii 4 ani și a SMURD-ului, cum am zis, cu mașini noi, pentru că deja peste 70% din mașinile utilizate deja au vechimea de 8 ani aproximativ și sunt chiar uzate și costurile lor de rulaj au devenit foarte mari. Deci și asta este în viziunea noastră, în vizorul nostru, și deja se lucrează pe acest aspect.